s-a rugat să moară, să nu continue tratamentul, să nu mai facă radioterapie. A ajuns la pat, a ajuns cu sondă, nu a mâncat 5 luni de zile. A ajuns la 25 de kilograme. A făcut o depresie foarte urâtă. Îmi lua 2 săptămâni să mă rog ea să duc la tratament. Stătea 3 zile, a 4-a zi mergeam după ea în Cluj. Mă suna mami care era cu ea acolo, Laura, hai după ea că nu suportă tratamentul, nu vrea să mă închis în baie. Vrea să moară acasă. 20% șase de supraviețuire. A fost un șoc pentru toată familia, pentru că nu ne vinea a crede. Medicii din Cluj mi-a spus maxim că voi trăi până în decembrie. Sora mea, Andreea, era foarte dezrăcită. Amu era în spital, în 2 săptămâni iară era acasă, pormer la spital sub tratament. Medicii spuneau că totuși e răceală. Ganglion era în partea stângă, era foarte mare și cu dureri insuportabile. Deja era destul de vizibil, creștea de la o zi la alta. Au mers așa vreun an și ceva cu spitale, cu tratamente acasă. Creștea și avea dureri de cap, era deja insuportabil. A trimis-o la Oradea. Acolo s-a prelevat biopsie din nas. Au așteptat 4 zile să-i vină rezultatul. O ținea acolo doar cu brufen, sub dureri insuportabile. Mi s-a spus că are o tumoară. Într-un final au trimis-o la Cluj, pe o secție de oncologie, ea știind că o să fie la orele. Unde vi s-a spus pentru prima dată cuvântul cancer în dreptul Andrei? În totalitate, fiind cu metastaze și boala ei destul de avansată, am aflat la spital în Cluj. Am luat odată biopsie să vadă totuși dacă e chiar cancer în stadiu 4 și, din păcate, așa era, cancer în stadiu 4. Nu știam ce sunt citostatice, nu știam ce era terapia, nu știam cum va rezista, cum va fi. Mi-a spus să începe tratamentul, dar nu știm ce va fi, dacă va supraviețui. 20% șase de supraviețuire. A fost un șoc pentru toată familia, pentru că nu ne vinea a crede. Au făcut 5 cicluri de chimioterapie, foarte dureroase, nopți nedormite, vomă, de mâncat nu mânca nimic. La orice miros, vomita, în picioare nu stătea. Când a început să-i cadă părul, șoc păstă șoc. Își prindea părul sus ca să nu-i cadă. Să nu vadă ea că cade pe perină. 4 luni stat în spital fără să ia o gură de aer. Numai tot pe la geam, pe la gratii, pe la geam. L-am lăsat o casă, ne-am strâns toți frații, revenit toți la ea și sora cea mijlocie dintre noi a convins-o într-un final să-și taie părul, să-și radă din cap. Cu greu am convins-o, dar am reușit. Când medicii ți-au spus că sora ta, Andreea, nu mai are șanse sau sunt extrem de mici, ce-a fost în mintea ta? Am fost așa tot timpul cu Dumnezeu înainte, am zis, Doamne, știu că Tu poți totul, chiar dacă ei zic că nu, eu știu că Tu poți. Am mers așa prin credință și Dumnezeu ne-a arătat tot timpul că îi și că lucrăm prin medici. Început să radioterapia în Cluj. Și i-a făcut o depresie foarte urâtă. Vinea acasă, îmi lua 2 săptămâni să mă rog ea să duc la tratament. Stătea 3 zile, a 4-a zi mergeam după ea în Cluj. Mă suna mami care era cu ea acolo, Laura, hai după ea că nu suportă tratamentul, nu vrea să mă închis în baie. Vrea să moară acasă. 7 ședințe de radioterapie a făcut în Cluj. A ajuns la 25 de kilograme. Era plină coafte. O împunja non-stop pentru sânge. În fiecare dimineață vinea și lua sânge. Cu citostatica, eu ars venele, nu-i găsea venă, îi umbla cu acul pun venă, a fost foarte dureros pentru ea. Și o mai sperese că o să-i pună un furtunel în stomac, unde să o alimenteze. Asta i-a pus capac, nu mai vrut nici ruptul capului să mai meargă la tratament. Ai simțit vreodată că își dorește mai bine să moară decât da, să trăiască? Da, de foarte multe ori. Aveam momentele alea când trebuia să o duc la radioterapie la Cluj, să ruga să moară, să nu continue tratamentul, să nu mai facă radioterapie. Pentru că știe ce-o trea și cât o chinuit. Într-un final am luat legătura cu turcii. Ea tot nu a vrut să meargă la turci, nici cum. O stat acasă o lună de zile cu dureri de cancer. Avea dureri de cap, dureri de umăr. Ea nu ne spusese care dureri. Nu o vedeam seara când dormea cu mine în cameră, cum își lua sirop, algin și lua pe deascunsul. Să nu ne spună nouă că totuși are dureri. Medicii din Cluj mi-a spus maxim că voi trăi până în decembrie. În Turcia au ajuns la pat, au ajuns cu sondă, n-au mâncat 5 luni de zile. Tratamentul era foarte tare pentru ea, fiind slăbită, cum a primit atâta citostatică în Cluj, nu mai putea să umble, nu putea să se ia nimic în picioare, nici la baie, nici să facă un duș nu putea. Corpul era dependent de morfină. În Turcia a stat 5 luni. Ce fel de tratament s-a făcut în Turcia pentru ea? 35 de radioterapie la cap, gât, umăr. Din punctul tău de vedere, ați făcut o alegere bună că ați fost în Turcia? Da, cea mai bună
alegerile pe care am făcut-o e că am mers în Turcia. Sperăm ca asta să fie ultima citostatică. Ce urmează de acum încolo pentru Andreea? Urmează tratamentul cu radioterapie, care îl va face la Oradea. Pe urmă facem o pauză de câteva zile până se va face alte investigații, să vedem cât sars din tumoară. Și pe urmă vom pleca la un spital în Timișoara, unde va continua tratamentul cu citostatice. Dacă ar fi să transmiți un mesaj celor care ar putea să doneze pentru Andreea, ce le-ai spune? În primul rând vreau să le mulțumesc tuturor care au fost alături de noi în cele mai grele momente. Vă mulțumim că ați donat într-un număr atât de mare, sincer, nu mă așteptam. Și vă rugăm ca în continuare să fiți alături de noi, să putem lupta prin boala asta nemiloasă. Andreea suferă de cancer. Are doar 17 ani și de un an de zile se luptă cu această cumplită boală. Medicii din Cluj i-au dat de trăit doar 2 luni de zile, că nu va prinde sărbătorile de anul trecut. Însă iată că este încă printre noi. Acum, din păcate, boala aceasta a recidivat și începând de mâine va începe un tratament în Oradea și apoi în Timișoara. Ea provine dintr-o familie cu resurse financiare extrem de limitate. Este crescută doar de mamă, pentru că tatăl ei s-a prăpădit în urmă cu 5 ani de zile, fiind răpus tot de cancer. De aceea vă rog din toată inima să intrați pe site-ul nostru speranța pentru romania.ro, unde avem deschisă o campanie de strângere de fonduri pentru Andreea, ca să putem să-i acoperim toate cheltuielile personale pe care ea le are cu acest tratament. Statul în spital, drumurile și toate cheltuielile care vor fi, mama nu are această resursă financiară și are nevoie de ajutorul nostru. Vă mulțumesc că veți fi alături de ea și Dumnezeu să vă răsplătească dărnicia.